2 Petru 1, versetul 3. Vom privi la el pentru a vedea modul în care putem să facem observații pe text, așa încât să înțelegem mai bine mesajul unui text biblic. Primul lucru pe care eu îl fac, și spun asta ca o recapitulare, este să diagramez pasajul. Adică să-mi aranjez propozițiile, așa încât să văd care este propoziția principală, care este propoziția secundară. În cazul nostru avem dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit, este primul verb, subliniez verbele întâi, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Avem două verbe, deci avem două propoziții. Până aici ar fi prima propoziție, aici ar fi a doua propoziție. Faptul că propoziția aceasta descrie acest cuvânt celui, descrie pe el, înseamnă că este o propoziție secundară și asta este o propoziție principală. Da? Am aflat care e propoziția principală, am aflat care e propoziția secundară, da? Întâi de toate observăm verbele și după aceea foarte bine pot să aflu care este tema din propoziția principală, adică din asta. Da? Și tema este ce a făcut dumnezeiasca lui putere pentru noi. Da? Bun. Procesul diagramării l-am discutat în alte episoade. Da? Dacă tema este puterea lui, punem următoarea întrebare, cum am arătat în episodul anterior. Punem următoarea întrebare. Da? Deci prima întrebare este despre ce se vorbește, despre ce sau cine, și doi, ce se spune despre acel lucru, da? Dacă este un ce, sau despre acela, dacă este un cine. Da? Ce se spune despre? În cazul nostru, cum am spus, tema este puterea lui Dumnezeu. Da? Puterea lui Dumnezeu. Ce se spune despre ea? Pur și simplu, iei la rând toate expresiile din text și vezi ce se spune. Ce se spune? Primul lucru se spune că este dumnezeiască. Da? Apoi se spune că această putere ne-a dăruit. Apoi se spune că această putere ne-a dăruit tot. Apoi se spune că ne-a dăruit ce privește viața și evlavia. Și apoi se spune că ne-a dăruit prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 detalii. Da? 1. Puterea este dumnezeiască. Și vedeți, implicațiile teologice, practice pentru viața noastră sunt enorme. Enorme. Noi nu suntem chemați să trăim o viață de slăbănogeală, de schilodeală ca și creștini. Noi avem putere dumnezeiască la dispoziție ca să trăim această viață. Da? Care este al doilea lucru care se spune? Al doilea lucru care se spune este că ea este dăruită. Noi nu câștigăm această putere. Iarăși, implicația practică este enormă. Noi nu câștigăm puterea lui Dumnezeu, că dacă am putea să o câștigăm de la Dumnezeu, probabil nici nu mai avea nevoie de ea, nu? Dacă putem să câștigăm noi puterea lui Dumnezeu. E și o blasfemie să crezi că poți să câștigi puterea dumnezeiască. Ea este dăruită. Dumnezeu o dă tuturor credincioșilor. Apoi, această putere este dăruită de plin, da? Este dăruită de plin. Ne-a dăruit tot. Nu există nimic de ce să avem nevoie și Dumnezeu să nu ne dea. Iarăși, implicațiile practice sunt foarte importante pentru noi, pentru viața noastră de fiecare zi. Tot ce avem nevoie ne este dat de Dumnezeu. Nu avem nicio scuză, nicio justificare. Totul ne este dat de Dumnezeu, da? Al patrulea detaliu. Tot ce privește viața și evlavia. Pentru ce este puterea lui Dumnezeu? Care este scopul? Această putere este direcționată clar. Este direcționată clar. Nu este dată ca să facem un fel de religie din asta al lui Simon Magul, în care să facem comerț cu puterea lui Dumnezeu, scamatorii și show religios. Ci ca să trăim o viață în evlavie, o viață sfântă. Asta rezultă din puterea lui Dumnezeu. Așa poți depista oamenii în care este puterea lui Dumnezeu, biserica în care este puterea lui Dumnezeu, familia în care este puterea lui Dumnezeu, lucrarea în care este puterea lui Dumnezeu. Acolo unde este sfințenie. Acolo unde este sfințenie, da? Sfințenie. Unde nu este sfințire, nu există puterea lui Dumnezeu. Nu există puterea lui Dumnezeu, pur și simplu, da? O altă implicație foarte importantă este că dacă puterea lui Dumnezeu ne dă tot ce privește viața și evlavia, înseamnă că sfințirea e lucrarea lui Dumnezeu. Sfințirea e lucrarea lui Dumnezeu.
Noi trebuie să ne sfințim. Nu se sfințește Dumnezeu în locul nostru. Dar în ultimă instanță este lucrarea puterii lui Dumnezeu în om. Ce trist a avut de atâtea predici în care oamenii vorbesc despre sfințire prin strofocări omenești, prin eforturi omenești. Nu. Da, eu mă sfințesc. Eu trebuie să mă sfințesc. Este responsabilitatea mea, este o poruncă adresată mie. Dar eu mă sfințesc în totalitate prin puterea lui Dumnezeu. Este nicio mică părticică pe care eu pot să fac fără puterea lui Dumnezeu. Sfințirea este mai degrabă lucrarea puterii lui Dumnezeu prin om, prin efortul uman, prin străduința umană. Dar străduința umană și efortul uman este un rezultat al puterii lui Dumnezeu. Da? Și ultimul aspect spus aici este că ea vine prin, da? Prin arată metoda. Da? Tot arată cantitate, dacă am putea să folosim termenul ăsta, spiritual, bineînțeles, din punct de vedere spiritual. Nu, puterea lui Dumnezeu nu este o substanță sau materie. Da? Lui ne arată sursa. Prin ne arată metoda, da? Aici au rămas. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Vedeți ce important e? Puterea lui Dumnezeu este legată de cunoaștere. Puterea lui Dumnezeu este legată de cunoaștere. Puterea lui Dumnezeu nu este legată de nu știu ce exerciții spirituale, yoghine, transcendentale, ceva experiențe în astea mistice îmbrăcate cu expresii creștine. Nu. Puterea lui Dumnezeu este primită prin cunoaștere. Cu cât cunosc mai mult, cu atât primesc mai multă putere. Asta este într-adevăr o implicație practică enormă pentru o mare parte din neoprotestantismul care s-a depărtat de ortodoxia doctrinară și s-a dus spre tot felul de practici preluate cine știe de pe unde. Și ultimul lucru este că această putere vine prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. De fapt, de penultimul. Adică prin Iisus Hristos. Puterea lui Dumnezeu este dată prin Iisus Hristos. Nu ajung sub nici o altă formă la puterea lui Dumnezeu decât prin persoana Domnului Iisus. Da? Prin cunoaștere. Da? Este putere prin cunoaștere. Asta spune. Este dată prin cunoaștere și este dată prin cunoașterea Lui. Da? Celui ce ne-a chemat. Celui ce ne-a chemat. Această putere este dată celor care sunt chemați. Celor care sunt chemați. Este ultimul detaliu. Celor care sunt chemați prin slava și puterea Lui. Dacă n-ai fost chemat de Dumnezeu, mântuit, scos din păcat, eliberat, transformat, nu poți să experimentezi puterea Lui Dumnezeu. Vezi un pasaj așa de simplu, și într-un timp atât de scurt, descoperim atâtea lucruri importante despre viața noastră creștină care poate fi trăită așa cum Dumnezeu vrea. Ce implicații practice enorme pentru noi, ce implicații practice fantastice, superbe, ce implicații a unui simplu verset pentru viața noastră de fiecare zi, a fiecărui credincios. Uitați câte lucruri se spune despre această putere, că este dumnezeiască, că este de la Dumnezeu, că este dăruită, că ne dă tot, că duce la sfințire, că vine prin cunoaștere, că este legată de Domnul Iisus Hristos, că este dată celor care au fost chemați prin slava și puterea Lui. Extraordinar, extraordinar, un pasaj extraordinar, simplu, dar care devine atât de bogat și atât de practic pentru viața de fiecare zi a oricărui credincioși, doar uitându-te la el și făcând observațiile necesare, da? Pur și simplu a identificat, uitați ce simplu, a identificat subiectul și începi să pui întrebări despre subiect. Ce se spune despre subiect? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sau câte lucruri se spun despre subiectul acela.